În seara, stimați telespectatori, am venit din nou la ENEC și am găsit curtea dărâmată, totul e... Nu-i curtea dărâmată. Clădirile s-au dărâmat, curtea a rămas. Clădirile alea, dar în primul rând... Dar n-au fost ale noastre, ale s-au fost ale fostului MOPAF. Da, nu mai vorbiți de asta, că iar mă apucă, știți ce? Pentru că MOPAF-ul era cartea noastră de vizită, una dintre cărțile era noastre o carte de vizită pentru Focșani, pentru România. Dar nu doar MOPAF-ul, au fost mai Păi eu ce spun, una dintre cărțile de vizită. Dar în primul rând, bună seara, domnule inginer, domnule administrator special de la ENET. Așa este, colaboratorul corect. Vreau două minute să vorbim despre asta, așa cum am curtea asta mare, că am văzut că-s mii de hectare aici. Nu. Sunt 22 de hectare, au fost 22 de hectare de curte a fostului MOPAF. Între timp, societatea a fost lichidată și radiată din registru, de la Registrul Comerțului și curtea a fost cumpărată de un operator, un mare operator. De aici, în Vrancea? Nu. E un operator la nivel național. Așa. Care vinde electronice. Și care vrea să-și facă, pe de o parte, o bază logistică, fiind Focșanul la jumatea distanței între Iași și București și foarte aproape de zona liberă de la Galați, unde mărfurile pot sta fără să plătească taxă vamală, mărfurile aduse în afara Uniunii Europene, și ei să afluiască de acolo și să le împrăștie de aici, de la Focșan. Deci un fel de depozit. Deci bază logistică, da. Dar am auzit că se fac niște blocuri aici? Și se vor face pe o parte din ele spre zona fostă a General Constructului, care tot așa societate radiată, din Registrul Comerțului și de-aia o și pomenesc, că nu-i fac reclamă. Că despre morți nu adă bine, așa se spune, acolo se vor face niște locuințe. În cât timp, nu mai știu, deocamdată s-a făcut igienizarea locului, s-au dărâmat clădirile care erau ruinele respective și urmează să se înceapă construcția. Știți de ce se spune despre morți numai de bine? Pentru că morții nu se pot apăra. Asta este... Da, nici vii de multe ori nu se pot apăra și ei se vorbește de rău la greu. Ei, se mai pot apăra, poate să unii dea în judecată, există justiție, Unii da, observați cu câtă ușurință vorbesc oamenii de rău pe oameni. Mi se pare ceva cu foarte multă ușurință și în presă și peste tot. Nu, dar modă. E modă. Da, dar e o modă urâtă de tot, să știți. Să știți că la noi, la români, este foarte simplu, până și admirația ia forma tot a unei înjurături, zice, e dat în măsa, ca să nu vorbesc altfel, în alți termeni, dar cam așa se întâmplă. Deci ăștia suntem noi, atâta ne duce capul. Ei, cred că e la nivel mondial așa o perioadă de tranzit, urâtă de tot, numai chiar mă gândeam ce școală se făcea în urmă cu 100 de ani. Nu zic mai 100 de ani, ce oameni intelectuali, cât se ținea la ideea. 100 de ani și acum 30 de ani se făcea școală. Și acum 30 de ani, mă refer la intelectualitatea. Acum, din păcate, s-a ajuns ca școala să nu mai scoată ceea ce trebuia să scoată, ceea ce ar trebui să scoată și o să vedem, efectul o să-l vedem peste niște ani, când va trebui să încercăm să reluăm industrializarea României, pe care noi am făcut-o țăndăr. E clar, ce am moștenit de pe timpul comunismului, așa cum a fost comunismul, cu tarele lui, dar a fost până la urmă o dictatură de dezvoltare, s-a industrializat România. Indiferent ce am spune noi, așa cum era, mormandă, fiare, cum a zis Petre Roman, dar se producea și aveam clasă de maestri, de ingineri, de muncitori calificați, acum nu-i mai avem. Păi nu-i mai avem. Și nu știu cu ce o să putem să ajungem iar unde am fost. Păi dacă domnul director, ca să o spun domnule administrator special,
ca să o spun pe șleau, dacă începând cu 90 încoace au luat puterea, când auzi vrem puterea, tot felul de nei ca nimeni care habar n-aveau ce să scrie, spune în propoziție și uite unde am ajuns. Da, poate oamenii se trezesc și mă rog, haide să trecem la problemele noastre, că dacă încep eu să mă înfurii, mă înfurii tare. Domnule director, domnule manager, cum trebuie să vă spun? Spuneți-mi cum vreți. Vă spun cum vreți. Nu mai contează că pricepe lumea de cine-i vorba. Deci, ați avut o ședință, am înțeles, și vreau să ne vorbiți despre asta, în care au fost... Da, noi periodic avem niște întâlniri la nivel de COGEN, care este asociația profesională a celor care lucrează în societățile care se ocupă de cogenerare, adică își fac și energie electrică, produc și energie electrică și termică, termica pentru municipalități și electricul de obicei să comercializează pe piața de energie. A fost săptămâna trecută, două zile, și s-a discutat acolo despre poziția pe care, în tot tabloul ăsta, care e acum și care va urma, acestor societăți. Unde se plasează ele, ce viitor au și așa mai departe. S-au desprins următoarele concluzii. În ceea ce privește piața energiei, piața energiei a fost dată peste cap de aportul energiei provenit din fotovoltaic și din eolian. Asta a adus ca foarte multe societăți care produc în varianta clasică, adică fie pe combustibil fosil, fie pe nuclear sau pe altceva, să aibă probleme. De maniera că prețul la energia electrică a căzut în asemenea hal, încât a avut preț negativ la un moment dat. Deci toate aceste societăți, în condițiile în care prețul energiei este foarte mic, nu își vor scoate cheltuielile. Sau nu și le-au scos. Asta înseamnă că, până la urmă, ele vor trebui să închidă. Dar fără asta nu se poate. Fără asta nu se poate pentru că energia obținută fie din sursă solară, fie din sursă eoliană, nu are o continuitate. În primul rând, noaptea nu produce cel puțin solar. Asta la altă eoliană poate producă, vântul mai bate și noapte. Dar și ziua, odată e nor, odată nu e nor, odată dă soarele, după aia se ascunde, după nor. Deci nu are o continuitate și toate aceste oscilații trebuiesc compensate cu energie produsă de surse convenționale. Ori în condițiile în care piața este bulversată și prețurile sunt nesustenabile, atunci toate aceste societăți vor crăpa până la urmă, iar sistemul energetic va deveni nesustenabil. Nu va avea continuitate, nu va avea frecvență constantă, nu se va putea asigura energia necesară. Deci când va fi prea mult, când va fi prea puțin, există niște posibilități până la urmă, plecând de la faptul că s-ar putea folosi energia electrică pentru a obține hidrogen pe care se bate monedă de mult și des. Să ajungem să mergem cu un mix de hidrogen și metan în consum. Numai că hidrogenul are o moleculă foarte mică, scapă pe la orice fisură. Ăsta are o proprietate că
își creează mediul exploziv la orice concentrație, spre deosebire de alte gaze, cum este metanul, de exemplu, care are o anumită plajă, de la o concentrație până la o concentrație, formează mediul exploziv, altfel nu. Ăsta la altul, indiferent de concentrație, își creează mediul exploziv. Și lucrurile stau destul de prost, pentru că chiar dacă ai, să zicem, așa cum este sintagma hidrogen ready, cum avem noi, de exemplu, motoarele. Motoarele noastre pot merge și pe amestec de metan și hidrogen, dar restul de infrastructură, dacă nu este hidrogen ready, degeaba ai. Asta una la mână. Doi, nu există o piață a hidrogenului la ora de față. Deci lucrurile au fost dezvoltate în mod unilateral, s-au dat o căruță de bani, s-au asigurat o căruță de finanțări pentru dezvoltarea surselor regenerabile, cum sunt, de exemplu, fotovoltaicele, care au fost date și pentru populație și pentru agenții economici și așa mai departe, și sunt și mari operatori care și-au dezvoltat câmpuri de fotovoltaic foarte, foarte mari, dar fără să gândească ce facem până la urmă cu energia și cum echilibrăm sistemul. Și acum lucrurile stau relativ prost. O parte din energie se duce acum pe alimentarea, sau s-ar putea duce pe alimentarea Ucrainei, care Ucraina a rămas cam fără surse de energie electrică. În urma războiului au fost bombardate de ruși, au cam rămas fără. Numai că interconectarea nu prea există. Deci, ăia ar avea nevoie, dar nu avem noi cum să le dăm. Lucrurile stau destul de complicat. Este complicat și cu războiul ăsta, și războiul Orient și se iau panama. Dar lumea este în reașezare. Odată la ceva timp să ajunge iar la o restartare, o reașezare, de obicei lucrurile astea se petrec prin război. Acum suntem în situația asta, când lumea s-a schimbat față de sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când existau două puteri semnificative, URSS-ul și America. Acum s-a mai ridicat și China, s-a ridicat și India. Își revendică fiecare locul lui în tablou general și lucrurile sunt mai complicate. Se va ajunge până la urmă la o formulă. Să dea Dumnezeu să ajungă la o formulă, depinde la ce formulă. Domnul Merchea, da, vorbeați despre fotovoltaicele astea. Am văzut că da. Și prin oraș s-au pus așa. Da, și eu am acasă. Aveți acasă și da. Într-adevăr vă ajută mult. Da, ajută. Eu n-am mai plătit o factură de vreun an și jumătate. Deloc? Deloc. Nu mi-a mai venit nicio factură. De exemplu, asociațiile de locatari n-ar putea să contribuie să-și pună pe fiecare pe blocul lui. Se poate treaba asta? Pot și astea până la urmă, numai că alea sunt în indiviziune și nu poți să faci o asemenea treabă decât dacă ai acordul tuturor. Tuturor vecinilor. Tuturor celor care stau pe scara respectivă sau în blocul respectiv. Ori știm foarte bine că este foarte greu să-i lămurești pe toți, pe de o parte. Pe de altă parte, să știți că sunt foarte mulți care nu sunt pe acasă. Nici n-ai de la cine lua acord. Eu mă refer la blocul meu, unde oamenii sunt convinsă că ar vrea, dar cam care ar fi costurile? Așa, după depinde. Știința dumneavoastră. Depinde. Sunt foarte scumpe? Sunt cam scumpe. Nu sunt foarte scumpe. Acum este o supraproducție de panouri fotovoltaice. Produce China într-un nemaipomenit. Și tablourile, și panourile astea sunt de tot felul de prețuri. De prețuri. Sunt și no-name, sunt și de firmă și așa mai departe. Depinde fiecare ce își pune. Alea de firmă sunt mai scumpe, probabil, nu? Evident, dar au și randamentul mai... Da, poți faci socoteala. Tot se vorbește de o criză. Mă uiteam și eu pe la televizoarele centrale. Aia este.
Da, și că la anul o să fie durere mare, așa este din știința dumneavoastră, că sunteți și om politic până la urmă. Nu mă mai ocup de politică, sunt prea bătrân, am fost, dar sunt prea bătrân. Ați fost și v-ați lămurit. Nu, nu, dar e cazul ca generația tânără să își asume aceste lucruri, pentru că noi suntem până la urmă produsul unei alte epoci și lucrurile s-au schimbat. E bine ca la timpul noi să vină oameni noi. Da, dar să vină oameni noi de o anumită calitate, că așa oameni noi găsim tot să timpul. Să știți că în toate perioadele au fost oameni și de calitate și de calitate mai slabă și probabil că, adică nu probabil, sigur se întâmplă același lucru și acum. Important ca în locurile de decizie să ajungă cei care merită să ajungă în locuri de decizie. Asta e. Păi da, dar noi votăm. Da, dar noi sunt toți, și noi și ei care suntem de când tata mare și ei alții care sunt mai tineri. Toată lumea votează și are, toată lumea are câte un singur vot, pe care are dreptul să și-l exercite. Unii o fac, alții nu o fac. Undeva pe la 60% ies la vot. A, și aia care o fac să fie mai puțin pătimași și să gândească mai mult și să vadă exact despre cine este vorba. Nu mă duc așa că, hai, mă duc la vot, îmi pun taier, că am văzut că vin cu coane elegante la vot și bine da, fac. Da, votul este o sărbătoare. O sărbătoare. Mă duc și votez și eu acolo, să mă vadă lumea că am fost la vot sau să pun ștampila pe buletin. Mă rog, asta e situația. Eu sper că oamenii se mai trezesc, pentru că în stilul ăsta... Doamna Florențiu, sistemul este ciudat, pentru că este ciudat, fiecare vine în fața poporului cu un set de măsuri pe care zice că o să le ia după ce noi o să-l votăm și o să iasă. Partea proastă este că a doua zi după ce se întâmplă treaba asta, uită. De fapt, că, nu știu dacă uite, dar de exemplu, primarul vine cu un set de măsuri pe care el vrea să le ia. După care el va fi la mâna Consiliului Local și el va putea sau nu va putea să-și pună în practică ceea ce a vrut să facă, decât dacă trece de Consiliul Local. Sigur, dacă sunt unii galbeni, alte roșii, acolo alții... Acolo de toate culorile și... odată iese, odată nu iese, nu știu, de cel mai multe ori nu iese. Și de-aia, ceea ce se promite în campania electorală, de obicei nu se prea pune în practică. Cred că sistemul este oarecum ciudățel. Eu n-aș fi mers pe treaba asta, mergeam pe asumarea unui contract de management, pun primarul, domnule, asta ai promis că faci, pe asta te judec, te rog frumos să faci. Nu Consiliu, nu asta, pentru că întotdeauna fiecare caută să-l încurce pe altul, că vezi, Doamne, să nu-și facă capital electoral și data viitoare să-l voteze și mai și decât l-a votat acum. Și pe unul se încurcă pe altul. Da, vedeți că încurcă pe altul, dar de fapt ne încurcă pe noi. Pentru că noi, rezultanta asta este. Că noi am trimis pe ei, că noi, eu, dumneavoastră, toți care mergem la vot, cu gândul că or să facă ceva pentru noi. Fiecare trimis pe câte unul. Și cel care blochează niște lucruri evidente a trebuit să suporte consecințele legii. După părerea mea umilă de om care învăț și eu de treaba mea. Nu, da, asta e și la vot. Nu se poate. Transparență totală. Să blochezi un lucru care este folositor pentru oameni. Că nu știu, și s-au întâmplat lucruri de astea, este strigător la cer, că eu am văzut niște situații penibile, când pur și simplu așa de ambiție, nu-mi place de mutra ta, ce-o fac eu în ședință. Acolo pentru oameni faci, nu pentru ca să faci tu ambițiile. Bun, domnule administrator special, spuneți-mi și mie ce e cu Enetul la ora actuală, ce ne așteaptă, ce o să plătim, ce nu o să plătim. Noi vrem să nu plătim. Păi da. Ce nu o să consumați, nu o să plătiți. Așa, logic. Ce o să consumați, o să plătiți. În continuare se va plăti prețul local pe care îl va stabili Consiliul Local, iar subvenția va fi în continuare
Va fi subvenția în continuare? Va fi, pentru că subvenția... Nu. Subvenția este dată populației, nu că o încasează ENET-ul, o încasează ENET-ul, dar nu înseamnă că sunt niște bani în plus dați ENET-ului, ci o parte din factura populației este plătită de către primărie, de către Consiliul Local. Dar asta ține mai degrabă de puterea de cumpărare a populației. Și câtă vreme puterea de cumpărare a populației va fi aia care este și acum, subvenția se va menține. Dacă crește asta pe de cu un milion, pe de altă, nu o să mai... Pe de altă parte, nu, că depinde și restul. Deci, până la urmă, în mod normal, 8% din veniturile unei familii ar trebui să ducă pe încălzire. Adică maxim. Să nu depășească 8% din venituri. Cam așa se socotește când e vorba de coșul de consum. Acum, ce se întâmplă, nici nu știu dacă este făcută vreo socoteală cu deamănuntul vis-a-vis de lucrul ăsta, nu numai la Focșani, bănuiesc că pe nicăieri, că nu stă, nu prea stă lumea să socotească treaba asta. De multe ori logica este cu totul și cu totul alta. Dăm subvenția cât o dăm, ca să nu ne punem populația în cap. Cam așa se face, din păcate. Ne e frică că nu ne mai votează, ne e frică că o să vină la ușă și o să strige lozinci și așa mai departe. Nu știu. Cred că lucrurile n-ar trebui văzute așa, ar trebui fiecare care ajunge acolo să-și asume faptul că a îmbrăcat această cămașă, nu cămașa morții, ci cămașa vieții și a responsabilității față de comunitate și față de populația care trăiește în comunitatea respectivă, să aibă curajul și să spună: domnule, asta este situația, atâta putem face, asta trebuie să faceți voi, asta trebuie să facem noi. Să existe un dialog de ăsta bărbătesc, ca să zic așa. Dar ce s-a întâmplat la București cu doctorul Cârstoiu, l-au eliminat în cursă. Păi nu poți să faci chestii de astea, să compromiți așa de ușor un om. Ba da. El a fost considerat corp străin. El a venit de nicăieri și... Bun, și cum de a venit de nicăieri? Cineva l-a adus? L-a adus, dar de nicăieri l-a adus. Deci el nu era om politic. Și cei care erau oameni politici, așa, acum au ajuns să candideze, ați văzut. Deci ei, oamenii politici, aia doi, trebuiau, și care candidează acum, lor li s-a furat gogoașa din farfurie, că l-a pus pe Cârstoiu să candideze. Și le-a stricat jocurile. L-au făcut praf pe Cârstoiu, că nu cred că l-a făcut pe opoziția, cred că ei mai degrabă l-au aranjat și acum ei candidează, fiecare candidează. Dar e jenantă situația. Prea multe rele fac parte din viață. Nu mai găsim oameni de onoare, nu mai găsim oameni de coloană vertebrală, Își vede de treabă, el are tot timpul de lucru. Este foarte ușor să denigrezi și să-i faci unui... Cum spuneam și cu presa asta, cu un cuvânt poți să distrugi un om. Da, ați văzut dumneavoastră vreodată că unul care candidează vine și spune doar ce vrea el să facă și nu arată cu degetul la ăla, la altul, zice: ăla e rău, ăla nu-l votați, eu sunt bun. Păi ce vrei să faci, matare? Las că eu vă spun eu ce o să fac. Dar nu-l votați pe ăla, că eu ce rău, eu ce a făcut, eu ce grope a lăsat în urmă, dacă era în funcție, uite-l că a furat. Păi ăsta Cârstoiu, incompatibilitatea lui Cârstoiu... Care a fost? Păi nu, dar au descoperit-o acum că ăsta a fost incompatibil chipurile acum niște ani în urmă, nu? Dar la noi așa se face, să ține undeva la dospit și
Păi fac la războiul, cum spunea Caragiale. Păi dacă ei pe toți la rând, nu dau nume, că mie nu-mi place să zic, că nomina odioza. Dacă ei pe ăștia care candidează acum, pe ce scandaluri au avut în spate, hai să o lăsăm cu căminele alea de bătrân și cu... Dar nu contează, vedeți? Nu, doamna, nu mai sunt incompatibili. Să știți că dacă este să-l măzgălești pe unul, o da, faci foarte, foarte simplu. Și chiar, mai la îndemâna oricui să facă. Da, dar chiar dacă nu se confirmă, până la urmă lumea rămâne cu ideea, da, domne, da, ceva a trebuit să fie. Nu o fi chiar cum a zis ăla, poate numai 50%, poate numai 20%, dar tot e un semn de întrebare. Și pe asta să poate merge. Omul n-are nicio vină, poate omul... În sfârșit, eu văd că atâta politică, e politică și de denigrare, să denigrați, știți. Denigrați, denigrați, da, da. Că tot rămâne ceva. Da, Lenin spunea, învățați. Nu, a spus și aia, dar... Eu pe aia am reținut-o. Acum nu mai e la modă. Nu mai e la modă, dar că am trebuit să asta, cu denigrați, denigrați. Uneori moda retro e super, să știți, arată, nu? Moda retro. Dar mă rog... La haine. Poftiți? Nu, la toate cele. Dacă ne-am întoarce noi la învățământul ăla serios, în care profesorul avea un anumit statut, în care elevul scotea șapca... Când trecea pe lângă profesor, profesorul respectiv, profesorul respectiv scotea forță de muncă calificată. Din păcate, acum se întâmplă, și dacă nu scoate pălăria și o să scoată un inginer de excepție, ce o să fie? Dar dacă acum se intră la liceu cu 3 și cu 4, se intră la liceu, nu la școală. Ar trebui, da, dumneavoastră, nu-i bun la română, nu-i bun la matematică, dar e foarte bun meseriaș. Dă-l la o școală de meserie. Da, Florenciu. Dar mai sunt școli cine de meserie. Cine făcea o facultate înainte, era ceva de cap. Dar știți și dumneavoastră cum tremuram pe la uși, cât de greu să intra la facultate. Tremuram pe la uși la examen, stimați telespectatori, nu la alte uși, când era frică să nu cumva să... La ce profesori aveam, ce să mai... Cine ne aude, spune-te, moșii ăștia stau și aduc aminte de trecut. Da, ne aducem aminte cu plăcere, pentru că erau anumite nostalgici. Da. Ca să fim mai eleganți, da. Da. Eu am fost așa, mai dintr-o bucată, cum se spune. Nu, era o anumită ordine, o anumită bună cuvință, școala te învăța și să te comporți într-un anumit fel, să ai un anumit respect. Acum nu, ce respect? Acum alea le mai înveți și după acasă. Dar și acasă erau niște oameni care aveau... Da, atunci ne dădea de 7 ani la școală și apucam să-i facem pe toți aia 7 de acasă. Da. Acum ai de 6 și nu mai au 7 de acasă. Din păcate. Vedeți că noi ne-am luat cu vorba, dar nu nimic. Ai mai bine să înainte de Paște, să Dumnezeu să fie bine, să fim, avem căldură de Paște, că văd că e frig. Da, va fi cald. Acasă, la calorifer. Noi am dat și acum, că a fost episodul ăsta de răcoare, nu de frig musai. Noi am dat. Am dat în special noaptea, dar... acum se încălzește afară, nu mai e nevoie. Și opriți căldura. Da, vom opri. Probabil de duminică o să opriți. O să opriți. Da. Asta este. Domnul Mergea, s-a terminat emisiunea foarte repede, din păcate, că avem multe de vorbit, dar mi-a făcut plăcere, ca de fiecare dată, să stăm de vorbă în fața telespectatorilor. Vă doresc sărbători fericite, nu? Și dumneavoastră la fel și tuturor cetățenilor. Nu plecați în Dubai de 1 mai? Nu. Nu. Nu, că au fost inundați. Vă doresc numai bine, Doamne ajută! Seară bună. La revedere, stimați telespectatori!